Voi învățători, Israel, poporul meu, ascultă și înțelege bine, căci astăzi eu m-am prezentat să stau cu tine de vorbă. Ascultă, Israele, ce Duhul Sfânt vorbește, căci scurtă este vremea când voi intra la lucru. Intra voi cu putere să destelenesc ogorul, căci văd că nepăsarea a adormit poporul și chiar de la anvoane se spun mari erezii. Cuvântul sfânt al vieții rămâne necitit și împlinit. Învățători, prezbiteri, pastori au deviat de la Scriptură, răstălmăcind cuvântul vieții, adoptă învățături străine. Nu mai au ungere divină, sunt formaliști, conservatori, și poporul meu se pierde și mulți dorm în adunări. Am să caut oile pierdute care turma au părăsit, că mă doare de oița care zace-n spin și-n mărăcin. Însă voi, cei puși în frunte, care turma nu-mi păziți, mă voi judeca amarnic pentru că le-ați risipit. Eu, Iisus, eu sunt păstorul care le-am răscumpărat, dar te-am pus pe tine să le aduci la pășun verzi. Dați copiilor azi laptele duhovnicesc, iar adulților hrană mai tare pregătită de Iisus. Nu mai amăgiți poporul, voi păstori ce vă numiți, luați în serios cuvântul, căutați și-l împliniți. Lăsați traiectoria croită, nu schimbați învățătura, căci admiteri îți voi cere socoteală pentru turmă. Amin, amin.